Salutare tinerilor și bine ați venit la un nou unboxing pe canal. Tururum bum 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 bum. Nu e așa că vă era un dor de un unboxing? Cu siguranță da. Apăsați butonașul de like înainte de a începe. Și bineînțeles, prezentăm astăzi o pereche de boxe de la Trust. Ar fi niște boxe de gaming pentru că au și iluminare, după cum se prea poate bine observa aici pe fața cutiei. Un RGB de 16,8 milioane de culori, așa spune aici, și care ajunge la o putere maximă de 12W. Au grila asta de metal aici și se alimentează prin USB. Acum stau eu și mă întreb, 12W prin USB, dacă trag maxim 5V cu 2A, asta ar însemna 10W. Cum scot 12W? Nu știu cum, dar așa ne promite producătorul. Vedem aici sunt JAV, PC Laptop Illuminated, da? Vedeți frumos aici, asta este fața cutiei. La fel, același lucru îl vedem și aici, doar că scris în alt mod. Și mai vedem un GXT606. Aici sunt specificațiile. Vedem aici un 5V cu 1A chiar. Cum scoți tu 12W din 5V cu 1A? Mă rog, în fine, vedem aici USB for power și 3,5 mm jack-ul pentru, bineînțeles, pentru sunet. Pam, pam, taram, pam, pam. Și hai să le scoatem ce sunt mai încolo și încoace. Stai să văd cum dezlipesc eu scociul ăsta de aici. Cum îl tai să nu-mi tai mâinile. Așa, pac, pac, frumos, elegant, cât de cât. Ne întâmpină una bucată ceva pe aici, manual, ce ăsta. Ne arată aici cum să le conectăm la PC. Ăsta e spatele PC-ului. Jap, 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 jap. Vedem aici site-ul. Socotel nebuneli. Ceva aici, un mic manual sau ce ăsta. Da, mă rog, hârtoage. Neinteresant. Așa, și hai să le scoatem pe ele, că de asta ne-am strâns aici. Să scoatem frumușoațele. Aici în cutie nu se mai află absolut nimic. Ele vin așa într-o pungă din asta transparentă. Sunt dintr-un plastic care pare, sincer, ieftinache la prima vedere. Asta este un sticker, da? Dacă na, vreți să vă lipiți peste tot, puteți să faceți chestia asta. M-am văzut că o nici mai lipești pe mașini stickere cu Apple. Dacă mai e la modă chestia aia. Cine știe, așa că poate îl pui pe mașină, nu? Să te lauzi la lume că ai boxe de la Trust. Cablurile văd că sunt destul de lungi la prima vedere, așa, ochiometric, ca să spun. Hai să scoatem și pe ăsta de aici. Să scoatem. Așa, vedem aici și controlul de volum. Da? Țâc, țâc, cu click, ca să spun așa. Aici avem... cablul destul de lung, cred că are un metru, poate și mai bine de un metru. Aici sunt cei doi conectori, jack-ul și USB-ul pentru alimentare, jack-ul pentru sunet, jbam, jbam, și hai să le băgăm la USB, ce sunt mai încolo și încoace. Stai să vedem dacă se alimentează direct de la USB-ul de la PC. Se alimentează sau nu se alimentează? Ia să le dăm buton. S-au alimentat direct. PC-ul nu e pornit, doar că... Na, cu sursele astea mai noi, acum pot fi alimentate, nici nu trebuie pornit. Trebuie doar dat butonul de la sursă on. Bun, astea sunt boxele. Așa arată, nimic special pe spate. Da? Nimic special. Vedeți că îți tot schimbă culorile așa, adică nu cred că ai cum să controlezi lucrul ăsta. N-am văzut undeva să scrie că ai putea să controlezi lucrul acesta. Și hai să luăm una bucată țâlfon. Una bucată țâlfon care încă mai are jack, da? Deci, mare atenție, care încă mai are jack. Și hai să băgăm ceva aici, de dor și de jale. Bun, ia să vedem noi ce găsim. De la No Copyright Sounds. Bun, ia să vedem. Așa. O să dau volum maxim din telefon. Asta e... Din telefon e volumul la maxim.
Așa. Hai să le separăm un pic, să facă efectul ăla de stereo, domne. Așa. Lăsăm un pic misterul, nu dau încă la maxim, că mai am buton aici. Ia să auzim. Și... Au și ceva bas, nu exagerat sau nu foarte bine conturat, dar merge, știi? Având în vedere și prețul la care le-am găsit eu zic că merge, știi? Adică nu te dă pe spate, dar dacă nu ai altă opțiune și chiar vrei niște sunet la PC, lângă PC sau la un laptop sau ceva, clar e peste ce oferă un laptop, ca și sunet care are bas, are să simte basul. Și din altele se simt bine. Cam pe medii din ce-mi dau eu seama așa, cam suferi un pic, dar na, până la urmă, ce vrei frate, n-ai ce să... În 70 de lei ce poți să ceri, adică na, se alimentează pe USB, n-au nici din ăsta. Cablurile văd că sunt destul de sănătoase, sunt destul de țapene, deci... N-au făcut rabat la chestia asta. Plasticul ăsta se simte un pic cam ieftin. Dar văd că acum a rămas fără iluminare. Ce s-a întâmplat? Stai mă că avem buton aici, băi. Avem aici buton, mă, uite-l aici, mă, pentru iluminare cu touch. Ce ai făcut, mă, când vreodată, băi? Asta e, domnule. Astea sunt boxele, ce să mai încolo și încoace. Se aud bine, nu excelent, se aud bine, se aud ok. Mai ales că are și iluminare, îți dă un alt fel de vibe așa. Te bagă într-o altă stare. Acum mai nou toate boxele, fie că sunt portabile, fie că cum or fi boxele, sunt cu iluminare. Chiar dacă nu sunt de gaming, au iluminare să-ți, nu știu, să-ți creeze așa o atmosferă. Au altfel de atmosferă. Parcă ne întoarcem în anii când mai mergeam pe la discoteci. Bun, cam asta a fost unboxing-ul și scurta prezentare a boxelor de la Trust. Un JAV sau JAV aici, GXT606, numai la GTX mi-e gândul, adică la plăcile video. Bun, mulțumesc frumos de vizionare, like, share, subscribe, v-am pupat, aveți grijă de voi, că asta e cel mai important.